lista de acumulare a apei cu paharul acumulat. Să faci experimentul. Iai panglica de capătul acesta. Pentru câteva secunde... Întorci, așa se va toată lumea. Da. Îl înmoi în paharul cu apă. Pentru câteva secunde. Așa. Tot. Îl mai ții. Acum, scoți panglica, te strădui să o întorci și timp de un minut așteptăm să controlăm cum se vor colora pătrățelile existente pe acest test. În dependență de culoarea pătratelor, aici avem normele, fiecare culoare, ce procentaj de nitrați prevede. Așa, ca să fie clar. Este și domnul profesor. De la interacțiunea cu masa nu se întâmplă nimic absolut. Iată, avem și încă un minut nu a trecut. Tot ce e posibil să se ridice între 100 și 250, căci marșa este destul de mare, poate să fie și 175. Ceea ce depistează că proba de apă luată din fântâna de lângă gimnaziu ne dovedește că apa nu este bună de folosit în alimentație. Posibil să îi se dea caracteristica ca apă tehnică, dar deja aceasta o vor face alte persoane cu abilități și cu răspundere mai vastă și mai de amploare. De 50 putem zice că... Da, aceasta depășește norma fiind până la 25 mg în 100 de grame de apă. Noi ne-am străduit să luăm 100 de grame de apă, la tot să fie cantitatea egală. Aici sunt nitriții, formula chimică fiind de NO2, nitratul are formula chimică de NO3. La nitriți vedem pătrățelul spre marea noastră fericire. Este egală cu 0. Ca să vă fie interesant, o să lucrați în comun. Aici tot sunt, iată, pătrățelele. Nu! Unde țin eu mânuța, da? Așa. Cine mai are probă? Dumneavoastră. Aici nu sunt. Dumneavoastră. Și unde mai sunt? Două aveți dumneavoastră, da? Așa. Pentru 3 secunde o înmuiați în apă, apoi timp de un minut, pentru 3-5 secunde și tu o scoateți prima. Timp de un minut și mai mult. Ați spus 3-5 secunde și ați spus și ați spus pe masă și o să fieți pus colorează. Așa, o să îndeplinim și formula lui imediat. Da? Înseamnă că tot formula se prezintă. O să vă zic despre cât faceți dumneavoastră analizele. Vă aduc niște date, poate dumneavoastră le cunoașteți. Nu trebuie să le iau de ultimă oră din revistele Academiei de Științe din Republica Moldova și a Centrului de Medicină, a Centrului Național de Medicină Preventivă, tot din Republica Moldova. Ai așezat și ascultat o leacă despre nitrat și nutriți, ca să înțelegeți și asta. Vă ce are și un fântână, ce este mai mult și ce nu este. Ce mai periculos pentru viață și ce nu viață. Înțeles? Vă zic o mică informație despre apa dulce de pe planeta Pământ. Cantitatea și calitatea apei dulci pe planeta Pământ, la etapa de astăzi, sunt foarte și foarte amenințate. Aproape jumătate din populația globului se confruntă cu insuficiența sau cu calitatea proastă a apei potabile. Jumătate din populația globului. Deci a la copiilor cauzate de consumul apei poluate cu nitrați. Nitrații sunt prezenți în mod natural și echipei care au mers la această fântână le-am zis, nitrați întâlnim oriunde. Este în mod natural să se afle în sol, apă, plante și alimente, îndeosebi în cal. Uitați-vă, avem un indiciu de peste 100 și 250. Între 100 și iată, până la 250 nu am ajuns. Dar este o culoare destul de pronunțată și destul de
înfricoșătoare, vă zic eu. O să am că aici e bună, dar aici nu. Aici se folosește numai ca aptec. Iată aceeași culoare, când o apropiem, e aceeași culoare. Ele sunt mai mici, pur și simplu. Dacă facem o formație, da, observați, asta e cu mult mai roz. E cu mult mai roz și aici este un indiciu cu o nuanță de culoare mult mai pronunțată. Stimați elevi, cu ajutorul dumneavoastră, o să încercăm să facem niște notițe în tabel. Dacă doriți, eu am mai multe notițe, numai nu prea dispunem de timp, că văd că ne apropiem de sfârșit. Dar eu fac notițele dumneavoastră de comun acord cu dumneavoastră. Facem la prima fântână, lucrez cu echipa primii fântâni de pe adresa Mihai Eminescu 22, pare mi se este, da. Sau două, da? Și gimnaziul 22. Gimnaziul 64. Nu, a, Mihai Eminescu. Stadă, Mihai Eminescu 22, așa este adresa gimnaziului, da, doamna? Nu știu. După turbiditate, adică după cum este de turbure apa. Este turbure oare apa? Da. Turbure, da. Față de fărțile. Haideți, într-adevăr, să facem comparație. Aceasta este de la fântâna de pe Alexandrii și aceasta este... Da, vă rog. Facem... Spuneți-mi, vă rog. Așa e mai transparentă. Vă pare că asta e mai transparentă? Asta din mâna stângă ne... Mai limpede? Da. Iată, vedeți? Înseamnă că avem și un indiciu de turbiditate. După miros, noi am mirosit și afară, în curtea școlii, și am ajuns la concluzia că apa are un miros de, ca amoniacul, da? Ea miroase a amoniac. Iată, copiii, a gaze, a ceva foarte neplăcut. Durează un an de zile. Vom preleva asemenea probe la unele fântâni lunar, la toate fântânile de două ori de an, unde dumneavoastră nemijlocit veți fi implicați, vorbesc despre elevii claselor mari. Și cu mai multă atragere de atenție față de persoanele care vor fi, vor da dovadă de interes, cărora o să-i placă acest proces.